Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Afară este o zi frumoasă, însorită. Să sperăm că vremea va ține cu noi și că, într-un final, vom avea și noi vară. Într-o altă ordine de idei, am decis astăzi să filmez un clip. Cu două variante de buget a unui, unuia dintre parfumurile mele preferate. Și vorbim aici despre „La Nuit Trezor” de la Lancom, parfum ce în momentul de față l-am în varianta de 30 de mililitri și îl iubesc din tot sufletul meu. În afara faptului că este una din cele mai frumoase sticluțe din colecția mea, mirosul în sine... Haideți să vă spun notele întâi și întâi de toate. Și avem așa, notă de vârf, pară, mandarină, bergamotă, Note de mijloc, căpșuni, orhidee, vanilie, trandafir negru, fructul pasiunii, iar în bază avem pralină, caramel, licii, vanilie, paciulii, tămâie, cafea, lemn dulce, cumarină și papirus. Este, după cum v-ați dat seama din notele din bază și vorbim aici de pralină, caramel în primul și în primul rând, este un parfum gurmand. Dar este un alt fel de gurmand pentru mine, în percepția mea. Este acel gurmand uh, dens, uh, dark, este un gurmand întunecat, uh, misterios, um, seducător. Nu știu, eu îi mai spun uh, parfum de vrăjitoare modernă. Este un gurmand afrodisiac. Da, pentru mine, acesta este un gurmand afrodisiac. Și ca de obicei, chiar dacă îl cunosc, haide să-l pufăim. Genul de parfum care umple o încăpere atunci când îl, pul când îl pulverizezi. Acest parfum este o bestie întunecată, ca să mă exprim așa, dacă Red Tobacco de la Mansera pentru mine este Red Beast la capitolul performanțe, calitatea mirosului, acest trezor la noi ar fi Dark Beast, da, la fel de opulent, la fel de in your face, la fel de impunător, seducător, din nou vă spun, un gurmand afrodisiac. Se deschide cu note de pere și citrice, dar niște un mix de fapt, un mix suculent, un mix care ne, care ne conduce către inima uh, densă și delicioasă a parfumului. Uscarea, uscarea în sine este deliciul la apogeu, dacă mă pot exprima așa. Avem căpșuni sălbatice înmuiate în pralină, înmuiate în pralină, ca și cum ai topi o pralină și um, dulceața aceea densă și bogată Pur și simplu, iei căpșunile și o dai prin, printr-o pralină topită. Da? Un parfum voluptos, captivant. Este seducția într-o sticluță, dacă mă întrebați pe mine. Este plin de caramel și praline, care îl fac bogat, festiv, luxos. Este perfect pentru ocazii speciale și, contrar vremii de afară, pentru o noapte întunecată, de ce nu sexy, de iarnă, iarnă geroasă. Însă, iubindu-l atât de mult, vreau să-l simt și vara. Și cu toate că eu sunt această oversprayer, da? eu îmi fac duș pur și simplu cu un parfum atunci când îl pulverizez, din trezor la noi nu am același curaj. Nu. Vara, mai precis în serile de vară, două pufuri sunt deja suficiente ca să mă exprim așa. Și Iubind atât de mult parfum, iubind atât de mult acest parfum, am decis să caut și variante de buget. În ideea, automat o clonă sau un dup, niciodată, oricât de bine și de frumos ar fi lucrate, niciodată nu vor fi unul la unul cu parfumul inspirat, din care se inspiră. Eu am uh, decis să caut uh, câteva variante de buget în speranța că aceste variante vor fi cât de cât mai purtabile și în sezonul cald. În acest sens, am găsit cea mai apropiată, din punctul meu de vedere, cea mai apropiată variantă pentru trezor la nui, Modest Pur Fam, Modest Dew de la Afnan, care vine într-o prezentare, nu știu. Dacă și parfumurile de designer ar avea aceste prezentări, sau de ce nu cele de nișă, bine, unele din categoria nișă au prezentări la fel de fabuloase. Așa se prezintă acest Afnan Modest Duke. Avem aici și uh, notele. Note de vârf, spun ei, dulce-fructat, note de mijloc tropical balsamic, note de bază, paciulii, note lemnoase și mosc. Acest parfum l-am văzut uh, inițial la Mihaela, uh, nu Mihaela de la Coffee and Perfume, la Mihaela, una din uh, Doamnele dragi mie. Ce mă urmăresc și cu care mai vorbesc. Și n-am putut să rezist, și am zis ok. Dacă seamănă cu la nuit Trezor, trebuie să-l am. Și cu toate că este destul de cald afară, el este recent intrat în colecția mea și am consumat destul de mult din el. Pentru că am vrut să-l să port, să mă bucur de el și. Nu știu, ca să vin cu ceva concret în fața voastră, consider că am nevoie de ceva timp cu un parfum. Cred că l-am de vreo 3 săptămâni, dar să vă spun notele. Avem așa note de vârf, căpșuni, zmeură, ciocolată neagră și cireșe, note de mijloc, vanilie și condimente, note de bază, paciuli, gardenie și mosc. Bun. Acest parfum cei de la Afnan întotdeauna au niște în afară de prezentările superbe și luxoase care le au au niște pulverizatoare de excepție. Mi-ar place ca multe parfumuri să aibă pulverizatorul de la Afnan, de la casa Afnan. Doamne, pe cât de mult iubesc la Nuit Trezor, pe atât de mult ador Modest Dew purfam. Și vă spun imediat de ce. Se deschide cu note de căpșuni și cireșe trase în ciocolată. Este o deschidere uh, mult mai ușor plăcubilă, ca să zic așa, decât uh, trezor la noi. Continuă misterios, cald, uh, sexy. Nu știu. Uh, o să spuneți din nou că am luat-o pe câmpii. Însă, pentru mine, modest diu de la Afnan, miroase a soție bogată. Um, genul acela de soție care își face treburile casnice uh, pe lux și pe opulență, nu ca noi, și apoi uh, pregătește un uh, desert delicios, o tartă cu cireșe și căpșuni, cu o bogată, cu o glazură de ciocolată. Deci pur și simplu am apă în gură când vă zugrăvesc imaginea asta. Și își așteaptă soțul. Uh, nu știu, un miros gurmand, dar totodată luxos. Nu știu dacă face sens. E un alt fel de gurmand în percepția mea, acest uh, modest diu. seamănă, seamănă mult cu la Nuit Trezor, cu excepția faptului că modest dew este mai fructat, um, se simte o ciocolată mai bogată în modest dew decât în um, la Trezor, decât în um, pralina ciocolatoasă din la Nuit Trezor. Și cel mai important lucru, în mod desdiiu nu se simte uh, tămâia, la fel de bine pe cât se simte în uh, trezor la nui. Uh, trezor la nui este un uh, trandafir afumat, asezonat cu uh, fructe, praline și nu știu, undeva pe fundal uh, o tămâie aprinsă, dar se simte destul de bine tămâia între trezor la noi, chestie, în care, uh, chestie pe care la mod de nu o întâlnim. Nu are tămâie. Este și el o fiară la capitolul performanțe. Uh, încă un aspect. La început o să vi se pare ușor lejer. Însă eu am uh, Bine, nu eu am descoperit, alții au descoperit înaintea mea, dar uh, am aflat și eu că, adică am testat pe pielea mea, am observat și eu treaba aceasta: sunt anumite parfumuri arăbești, indiferent că sunt uh, mai, ieftine, mai ieftine, ca să mă exprim așa, sau uh, case uh, de nișă arăbești, ce dacă le lași. Uh, nu știu, o perioadă de o săptămână, două, după primul puf sau după prima purtare, pur și simplu se macerează. Am înțeles că ăsta este termenul. Se macerează și devin mult mai bogate, mult mai persistente, siajul crește, da? Deci, sunt anumite parfumuri ce necesită o perioadă de uh, macerare. Pentru mine, Modestu nu a făcut parte, însă, din această categorie. Dar știu că l-am purtat, cred că 5 zile la rând, și după au intrat, bineînțeles, altele pe mâna mea, ca să zic așa. Și în momentul în care am revenit la Modestu, bombiță! Sincer, pur și simplu bombiță! Și-a aprofundat mirosul, ca să mă exprim așa, iar performanțele au fost peste, peste cele pe care eu le cunoșteam deja. Acest mod de zdiu persistă undeva la 7 ore pe pielea mea, pe haine până la spălare. Deci e genul de parfum care nu îl dai jos cu una cu două miroase mult mai scump decât prețul său, nu are nimic arabesc, nu are nimic oriental în el și este acea tartă cu căpșuni cireșe, fructe de pădure, peste care pur și simplu torne o cremă de ciocolată. Cu toate astea, nu este gurmandul acela care să vă provoace repulsie. Nu este un gurmand grețos. Nu, este un miros rafinat, dacă mă pot exprima așa. Foarte frumos, parfum foarte complex. Se dezvoltă, nu este un parfum liniar. Și da, pentru mine <coughs> reprezintă o alternativă pentru la Nuit trezor. Mai ales că acesta îl văd purtat all season. Ok, mai departe vom vorbi despre Jazab Gold sau Jazab Gold, da? de la Ardal Zafaran. Sticluța arată așa. În continuare, eu v-am vorbit despre acesta foarte puțin, despre Jazab Gold, Jazab Gold. Uh, V-am vorbit decât în uh, clipul 3 uh, parfumuri pentru o cadână, dacă nu mă înșel. În continuare sunt la același stadiu de love-hate în ceea ce privește ambalajul. Deci nu știu. Acum îmi place, acum îmi displace. Este și el destul de mult uh, băut. Și Haideți să vă spun notele, că mereu mă iau cu una cu alta, ba cu ambalajul, ba cu prezentarea și uit să vă spun esențialul. Și vorbim așa despre note de vârf, măr, piersică, prună, ananas, note de mijloc, trandafir, lăcrămioare, iasomie, note de bază, vanilie, boabe, tonca, lemn de cedru și paciulii. Pentru mine, acest uh, Jazz Up Gold este. Da, că nu mai știu. Nu, acesta este pufăit, îl luăm pe cel roz. Pentru mine, Jazz Up Gold este sora mai micuță și mai tinerică a lui uh, Lanui Trezor. Începând cu aroma în sine, este un lanuit trezor ușor diluat, dacă mă pot exprima așa, și terminând cu performanțele. Nu este acea bestie neagră, precum, precum este la lanuit trezor, nu se ridică nici la nivelul lui modest dew, este... ca și cum, nu știu, un la nui trezor varianta EDT sau e Fresh, o variantă de vară, pentru că da, pe Jazz Up Gold îl folosesc cu pregătere vara atunci când îmi este dor de la nui trezor și totuși temperatura de afară nu îmi permite să-l port. Jazz up Gold, nu știu, este un parfum mult mai ușor de iubit decât uh, Modest Dew și La Nuit trezor. Adică dacă nu sunteți neapărat în uh, zona gurmandelor, cum mă exprim eu, acest uh, Jazz up Gold nu, nu cred că o să vă displacă. Are dulceața lui Lanui Trezor, însă este o dulceață mai potolită. În Jazz Up Gold nu simțim acele cireșe, căpșuni și fructe de pădure trase în ciocolată, precum le simțim în Modest Dew. Este, în continuare, după cum v-am mai spus, un Lanui Trezor de vară. Este genul acela de parfum uh, grab to go, easy rich. E, nu știu, mergi în parc, uh, mergi la supermarket, uh, ieși afară. E genul de parfum care, dozat corespunzător, nu deranjează pe nimeni din jurul vostru. Tare frumos, tare frumos. Și dacă ar fi să alcătuiesc un top, da, trezor la nui, uh, rămâne bestia neagră, um, ce, nu știu, ce insistă a fi purtată în sezonul rece, modest due. îl văd un uh, o verișoară foarte apropiată pentru la nui trezor, și poate fi purtat all season, dozat corespunzător, pe când Jazz Up Gold pentru mine rămâne la nui rezor de vară. Știu că mai sunt și alte variante și alte dupuri. Personal am testat parfumul de la Larive, dacă nu mă înșel, în magazinele de medie, cum s-o pronunța. Și acela mi se pare destul, destul de, de, reușit, însă are ceva, nu știu, în afară de danful de alcool ce m-a izbit la primul nas, are ceva prea artificial, are ceva sintetic acolo. Dacă ar fi să iau în comparație cu celelalte două, cu Modes Dew și cu Jazz Gold. Nu spun că în astea două aveți, wow, un miros mega natural. Dar sunt atât de bine blenduite și atât de bine lucrate, nu veți da greș cu ele. Și ce aș recomanda eu, din punctul meu de vedere ca iubitoare de la lui Trezor, acest mod Dew. Acel mo acest mod de Dew mi se pare mult mai apropiat decât Jazz Up Gold. Însă le am pe amândouă, le folosesc pe amândouă pentru că, v-am spus și mă repet, Jazz Up Gold este acel la nuit trezor de vară. Cam atât pentru astăzi, un clip mai scurt. Vă aștept cu mare nerăbdare și cu mare drag în secțiunea comentarii să-mi spuneți dacă iubiți la nuit dacă aveți ori Afnan, ori ar, Ardal Zafaran, da? Modestius sau uh, Jesup Gold. Ce părere aveți despre ele? Și de ce nu când le purtați? Că vorba aceea, eu degeaba vin și vă spun, eu îl port pe acesta vara, uh, acesta iarna și acesta primăvara. Fiecare e liber să poarte ce vrea, cum vrea. Atât timp cât nu ucidem persoanele din jurul nostru. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru toată susținerea oferită! Din nou, mă repet, vă aștept în secțiunea comentarii. În descriere vă voi lăsa link pentru parfumuri. Oricum, ambele sunt de pe Parfumas, dacă nu mă înșel. Uh, vă las link pentru ambele și pentru cea mai ieftină opțiune de trezor la nui, pentru că acum toate prețurile au luat o razna, în sensul rău pentru noi iubitoarele de parfumuri. Și vă mulțumesc, încă o dată, vă îmbrățișez. Vă doresc o zi minunată și parfumată și până data viitoare vă pup cu drag.